Cum vezi această situație cu echipa care nu are antrenor? Iată, a avut aceste negocieri cu Marius Mudică, cu Florin Prunea, care este alături de noi în studio și care au eșuat până la urmă. Da, bună ziua, îi salut pe toți invitații dumneavoastră, salut pe Florin. Te salut. Ce să spun, nu este o situație foarte, foarte plăcută. Eu mă bucuram foarte mult dacă Florin ajungea la Universitatea Craiova, pentru că este un om care știe să apere foarte bine interesele clubului. Da, nu este o situație prea plăcută, dar probabil că în acest moment clubul suferă foarte mult de o lipsă de încredere din partea oamenilor. Asta ne spunea și Florin Prunea, că a fost în Craiova și a simțit lucrul acesta acum cu ocazia negocierilor. Da. Și Adrian Vititelu probabil a încercat să se protejeze prin acele clauze, pentru că și el a avut ceva probleme, a plătit foarte mulți bani de pe urma unor antrenori și de pe urma jucătorilor. În același timp și Mudică probabil a văzut ultimele situații care au fost puși antrenorii la echipă, când au fost de mici după 3-4 etape și nu au dorit să se duceți lucru și cu el. Și probabil că lipsa asta de încredere a dus și la neconfirmarea contractului, ca să spun așa. Da. Cred că simți bine lucrurile, pentru că până la urmă la aceste clauze de reziliere ale contractelor s-a înțeleg că s-a fracturat totul. Da, așa este. Există neîncredere de ambele părți, ca să spun așa, și atunci este foarte greu de lucrat și sunt convins că la temperamentul pe care îl are și Mudică și la implicarea pe care își o dorește Adrian Vititelu la echipă, nu dura foarte mult. Da, și izbucnea ceva. Ai fost portar al Universității Craiova. Vedem acum FCU Craiova este echipa cu cele mai multe goluri încasate în tot campionatul. Ce se întâmplă cu această echipă care creează foarte frumos în față, dar se surpă totul având în vedere ce se întâmplă în apărare? Da, lipsa de organizare și probabil că și lipsa unui staff puternic, pe spune cuvântul, în jocul echipei. Faptul că marchează goluri, asta se datorează și calității jucătorilor care sunt în față. Dar cel mai bine vezi o echipă, dacă este organizată sau nu, defensivă. Se vede exact este. În momentul de fapt este o degringoladă totală acolo în apărare la Universitatea Craiova, la FCU Craiova. Una dintre pasiunile tale, dincolo de FCU Craiova, rămâne desigur și Rapid. Ai trăit momente foarte frumoase în Giulești. Rapid parcă a renăscut după o perioadă tulbure, acum iată reușește să lege victoriile. Așa este. Mă bucur foarte mult pentru Rapid, pentru că, așa cum ai spus și tu, am trăit clipe minunate acolo, alături de suporteri și de colegii mei din acea perioadă. Părerea mea că Rapid a intrat într-un parcurs normal, ca să spun așa, este o echipă care crește încet, dar frumos. Urmează pașii normali care trebuie făcuți pentru a construi un club puternic și ușor, ușor, cu răbdare, vor veni și rezultatele. Adică eu unul prefer un Rapid care să, an de an, să se bată la primele trei locuri, decât anul ăsta să câștige campionatul și anul următor să retrogradeze sau să se bată la retrogradare. Și crezi că va reuși ceva deosebit în acest sezon al centenarului? Din punctul meu de vedere, deja au reușit ceva deosebit prin stabilitatea pe care au dat dovadă și la nivelul băncii tehnice și la nivelul
centrului de copii și juniori și la nivelul infrastructurii care au creat-o. Deci eu așteptat lucrurile. Nu mă interesează neapărat rezultatele și să se bată la campionat din primul an și să explodeze și așa cum am spus anul următor să se bată la retrogradare și să retrogradeze. Rapidiștii... Cred că cu siguranță vor prinde play-off-ul pentru că au calitate jucătorii și au fost atunci jucători buni. Au un antrenor foarte bun, au un finanțator cu potențial și care nu ia decizii emoțional și ușor, ușor lucrurile vor intra în normalitate. Am văzut că cu puțină răbdare și cu încredere și suporterii au fost alături, au trecut peste acel moment cu Șumudică, au încurajat echipa și rezultatele încep să apară. Dar rămâne această dorință pe care au avut-o rapidiștii de a-l vedea pe Șumudică antrenor. Crezi că totuși clubul a luat decizia corectă sau a greșit în acel moment în care Șumudică și-a exprimat clar dorința de a prelua conducerea echipei? Cu siguranță Șumudică va reveni la Rapid, pentru că este un rapidist adevărat, este iubit de absolut toți suporterii Rapidului. Acum nu știu dacă decizia a fost bună sau nu și nu sunt eu în măsură să judec, că nu sunt implicat și nu am avut toate datele să văd jucătorii dacă se potriveau pe stilul lui Șumudică sau nu, dar este clar că Șumudică într-o bună zi va deveni antrenor Rapidului. Va fi Horațiu Moldovan portarul național și la aceste două meciuri care vin cu Israel și Kosovo? Așa cum l-am lăudat de fiecare dată și am considerat că trebuia și trebuie să joace titular, cred că sezonul ăsta a alternat un pic evoluțiile bune cu mai puțin bune. Totuși, cred că poartă va fi Târnovanul pentru că a avut evoluții constante la FCSB și cu toate că eu unul mi-aș dori să-l văd pe Horatiu în poartă și să apere foarte bine, trebuie să fiu sincer și să recunosc că Târnovanul de data asta a început de sezon foarte bun și foarte sigur.